Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod din Eurotrack alături de Alex. Salut Alex! Salut! Suntem aici cu respectiva cursă pe care am luat-o, mi se pare, de data trecută de la Liverpool până în nord spre Newcastle, de aproape 300 de kilometri, mă băieți. Observam eu chiar înainte să încep episodul că merge foarte nașpa PC-ul meu, deci probabil o să trebuiască să fie desfăcut zilele acestea de urgență. O să-i dăm drumul la treabă ca să nu mai pierdem timpul și mai povestim așa pe parcurs. Hai, Alex, du-te tu înainte. Eu? Da. De ce eu? Lăsăm pe Alex să se ducă înainte, că conduci mai bine. Bine, frate, apreciez. Așa. Deci, băieți, o să fie undeva o cursă de 30 de minute. Auzi. Să fie o cursă de undeva de 30 de minute, trebuie să alimentăm. Deci la primul pec o să te oprești ca să alimentăm. Eu n-am alimentat, deci trebuie să opresc neapărat. Că mai am mai puțin de un sfert chiar. Ce e aici, mă, semafor? Pe ce am luat eu roșu? M-ai împins. Ce ai, mă, că eu-s luat 100 de metri în spatele tău. Hai, dă-i. Hai că... Tot cu același Ford F-Max, băieți. Poate o să-l schimbăm în viitor când mai creștem pe la level 15, dar până atunci nu. Ce să mai crești, mă? Crești, mă, crești, dacă faci parcările alea grele, crești repede. Ai schimbat acum. Ce? 3 episoade. Păi nu, azi, în viitor, mă, când ajungem la level 15. Până ajungem noi la level 15, mai facem vreo minim 10 episoade. Păi eu am level 13, deci. Păi mai devreme aveai 11, acum cum ai 13? Da, frate, eu am jucat. Ai jucat, hă? Nu știu, l-am și banii, mă. Ce? Nu știu, l-am și atâția bani. Bă, trebuie să mă pun și la somn, că patul ăsta e aproape de roșu. E, dar de ce e... Mamă, dar eu aveam avarie, am avarie pe camion, mă, 16%, tu cât ai? 2. De asta nu merge camionul meu, fii atent unde te-ai dus tu și unde am rămas eu. De unde ești? Foarte în spate de tine. Foai, merge greu rău camionul meu. Foarte ciudat. Accelerează, că nu mai opresc. O să te depășesc pe linia de urgență. De-abia am luat viteză eu. Poate să fac și loc. Acum oricum trebuie să opresc la PECO. Nu prea trage. Uite, nici acum n-am ajuns la 90. 85. Pe Arcadian, mă, ce vrei să ajungi? Păi da, și tu de ce mergeai mai repede? Ceva e dubios aici. Tot la PC. N-are treabă. No, PC-ul e cu FPS-urile, cu drop-urile astea. Înainte ziceam, când a jucat prima dată Eurotrack-ul, credeam că e de la un mod, că aveam un mod pus nou. Și am zis că poate de la ele, dar nu, e de la PC. Temperatura e foarte mare, s-ar putea să-mi fi trasă la țeapă cu pasta, să fi pus o pastă proastă. Lasă-mă, poate chiar ești la drop. Lasă să mă audă, că și așa mi-a luat o grămadă de bani. Nu știu, prea repede, peste 1 milion. Ei, să schimb pe asta, eu trebuie să dau mai 50 de lei. E ok 50 de lei, dar să iei 1 milion, 1 milion și ceva, mi se pare exagerat pentru a schimba o pastă. Ăla ți-a făcut PC-ul, dar stai că tu ai spus că l-ai cumpărat. Eu l-am cumpărat, că n-a fost, nu mi l-a făcut nimeni. Pe ce o dați ai atunci 2000 de euro, băieți? Da. Da, se încinge rău, mă, se încinge mai rău ca înainte Peco, să schimb bă, asta. Să vrei la Peco. Da, bine că mi-ai mintit. Da, ca să mă pun și la somn cu ocazia asta. Mă aștepți pe mine să mă bag și eu la somn. Și tu ai nevoie? Da, am nevoie. Mamă, dar ce scump e aici, 2,11 e aici. Nu pun aici. Foai de capul meu cât e de scumpă. Nu-mi pun nici oricum am bărămadă. Ai mâncame! Mamă, 1000 de euro am pus până acum, 1300, 1400 de euro am pus. Da, defecțiune la motor, nu merge. Nu stau ca n-am bani. Am pun și... Pentru cu 2 euro. Unde-s aici? În România? Unde-s? Da. Pune, mă, acolo benzină să ai. Lasă,
Nu, că am pus nici să trec cu full, am dat și eu 1000. Cât ai dat? 1000. Numai 1000? Da. Vreau să dai mai mult. De ce nu? Că ai bani mulți acu' tu. Ai că e. Am 109.000, mă. 123. Pe cum mai e 109? Ce ai făcut? Ai reparat tirul? Mi-am dat rata aia de 10. Aaa, da, dar măcar ai scăpat de o rată. Mai strâng bani că vreau să-mi iau bătir. Vreau să-mi iau un DAF din asta mai fărnai, știi, ca să fac mai mulți bani. Adică? Vreau să iau un tir așa, la vreo 90.000. De ce? Mai fac să cresc alea și la ca să fac bani. Păi și cum să faci bani cu tirul? Am două tiruri. A, păi pentru asta trebuie să-ți iei și garaj, mă, să-ți-l extinzi. Păi trebuie 180.000 să-ți extinzi garajul și vreo 100.000 să-ți tir. Lasă, mă, că la mine cumpăr niște, fac niște chirpici. Zice să ia, nu? Da, da, nu, o să trebuie mulți bani, mă, ce îți trebuie aproape 300.000 ție, ca să-ți iei și camion să-ți extinzi și garajul. Dar cred că o să-mi iau alt camion. Păi, aș vrea pe ăsta să-l... radăm. Păi da, da, ți-am zis, la level 15. Până atunci n-ai ce să faci la el. Bă, dar ce mă enervează, mă, trebuia să mă duc la service, uite cum se oprește motorul. E bine că poți să-mi ieși eu liniștit. Adică? E când erai lângă mine, mă, izbeai, mă. Eu? Tu mă izbeai pe mine, nu eu pe tine. Hai că, ora, ce mi-ți mă lumea, că te cred chiar cineva. Păi, dar n-au văzut... N-au văzut oamenii în videoclip ce ai făcut? Ai luat amendă, ia zic. Da, vreo 300 și ceva. Tu? Aha. Cât? Asta. Ai luat mai mult ca mine. Da, mă, de merg cu 90 constant. Ai tir bun tu? Ai, bă, dar ce... Ce fac, bă, ăștia? Ce? Aici. Ce e acolo? Accident. A, uite mă cum s-a băgat ăsta în fața mea, mă, ești nebun la cap. Pus tirul mătii. Ce? Ai zbit? Nu, l-am atins pe unul cu remorca, mi-a dat amendă. S-a băgat un tir în fața mea. Dar nu-mi place pe aici, mă, că e autostradă la 3 benzi, e urât la 3 benzi. Ce faci, mă, cu tot scura, mă, te bagi în fața mea? E urât rău, mă. Cotorba aia de Iveco sau ce e la Renault și te bagi în fața mea. Cine, mă, era albastru? Nu, cum că era albastru ăsta? Că mai era unul cu portocaliu. Au, te-au pus. Dă-te-m. Cine, mă? Unul cu un tir roșu cu remorcele lui ăsta. Ce ți-a făcut? Uite, bagă în față, uite și altul cu mașina. Ce ți-au făcut, mă? Bă, ăștia sunt cu mine, mă, că e în jur. Uite, ăsta cu... Ăsta cu tirul albastru s-a băgat pe a treia bandă, mă. E prost rău, săracu. Scot capul pe geam, ăștia. Nu mai rău. Ia scoate puțin. Nu cenzurăm, lăsăm așa. Nu mai las. De ce? Am văzut că dacă în jur pe videoclipul nu-ți fac așa multe videouri. Ai observat tu asta? Da. Oare? Uite, în episodul trecut nu prea m-am dat. Și nu prea prins. Cum nu, mă? Bă, am făcut jumătate de cursă, mă. Chichi, chichi, baum. L-am astăcărut. Și că nu am mirat așa. Bă, dar asta e belea, mă, cum merge cu tirul pe banda asta, sincer zic. De-aia n-aveau câteodată. Ia uite-l pe ăsta ce face, mă. A trecut pe o bandă, pe o bandă, pe alta și mi-a călcat frâna în față. Și de-aia mai beau câteodată și o țin câte 10 zile. Dă timp, bă, că mi-aș... Nu știu, ca să mor odată, am să mor. Ai să mor de bătrânețe. Ai că de bătrânețe? Dar de ce o să mori? Adică nu o să-mi dea ăștia pensia și o să fac brut. Păi o să ai pensie? Cum nu o să am? O să ai, mă, pensie?
Dar normal. Pe asta o să însemne să lucrezi. Și ai de handicap pe topezi. Da, și asta e adevărat. Ce fac mă ăștia pe aici? Lucrează cu schiele, ce fac pe aici? Dar vezi ce fain se vede strada? Păi nu prea se vede, aia e problema. Copaci ăștia. Dacă dai din exterior, se vede altfel. Dacă dai din interior, altfel. Vezi? Mie mi se vede alb în amândouă. Nu, la mine din exterior se vede curat, așa imagine, dar din interior se vede alb. Bă, am și eu o întrebare. YouTuberii ăștia așa care au munca lor, e YouTube-ul. Ce? E ce pușca mea de pensie o să iei? Nu o să ia nicio pensie, doar dacă își plătesc ei singuri. Ce își plătească? Contribuția aia la stat. Dar nu prea se merită să plătești contribuția la asta, mai degrabă îi pui pe un card și ai acolo. E... Bazea că uite, când ați înscris YouTube-ul... Ce? Îți bagă YouTube-ul când ți-l înscrie acolo la ei. Ia-l cu avantaj, mă! Ce mă, cum scris? Ce zici? Păi, când îți înscrie YouTube-ul. Ce să înscrie? Când să-l bagă ei acolo. Unde acolo? Să ai YouTube-ul după 1000 de abonați. Așa. Așa, atunci nu te plătesc ea? Că gen lucrezi la ei cu margine. Eu nu cred, sincer, nu cred. Da. Nu cred, dar... Da. Ce e aici, mă? Ce-i panorama asta, mă, aici, că ați blocat toată autostrada, ați blocat-o. Bă, băga-mi-aș. Ce ai făcut? Ai intrat în el? A? Nu. Bă, mă, uite ce-i în spate, mă, toată ieșirea de pe autostrada ați blocat-o. Mamă, stai că eu eram obișnuit să iau pe banda cealaltă, bă, nici acum nu m-am obișnuit. Ce faci, mă, ai adormit? Vine mașina din față. Vezi că te aud încet acum. Nu vine, nu vine! Vine, vine! Hai că vine! Vine, mă? Nu. E liber? Se cam lasă seara ușor, ușor. Se cam lasă seara peste cartier. Mai cântă, că melodia asta îmi place. Mai cântă. Putem, mă, trecem peste autostrada, acum ne-a băgat pe național. De cât manele? Nu, de cât... De când e melodia asta? E foarte veche. E mai bătrână ca mine, cred. E veche, veche. Ce faci, mă, mă depășești pe mine? Vrei să vezi cum mai mă depășești? Te depășesc, te depășesc. Vine cineva din față, mă? Tu ești în față. Aoleu, dar ce urmează, mâncați-aș gura, mă răstorn. Băga-mi-aș pula. Ce, mă? Praf, m-a răsturnat. Nu cred. Cum, mă? Cum te-ai răsturnat, mă? Ce-ai făcut, mă, de te? În cine? Am pus frână în corbă. Păi de ce? Ți-am zis și eu că acolo mă răstorn, dar tu n-ai văzut că frânez? Stai, ăla, stai. Stai, că n-am zis, stai. Ai închid ochii. Hai, că am închis. Mamă, 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 și ce frumos era podul ăsta aici, așa.
Nu, ce pod aici, ia să fac o poză aici, poate mai facem un thumbnail. Mă, da. Mă, da, ce? Dar nu pot să trec, mă, cu camera peste pod, fii atent, ce prostie. Ce prostie autentică. De ce nu mă lasă, mă, să trec peste pod cu camera? Doamne. A, ba da, mă, uite, mă, las aici. Credeam că nu mă Bă, lasă. da. Ce? Ce apăsam ca să mă ridic? Da, eu știu. Întreb pe mine. Tu ești profesor în ăla. Ești prost, nu știu ce să apăs. Aoleu, nu mai trola. Să mor, eu apăs pe asta de aici. Hai, mă, că e blocat tot traficul, mă, Alex, mă. Stai să-mi bat. Au, și te claxonează oamenii. Proclamționează pe măsa. Au, și ce claxonează, vai, mamă. Mă duc. Stai, mă, oleac, și mă uit aici. Hai că mă duc înainte, mă, dacă e așa, îți dai teleportare acolo. Că mai avem oricum 50 de kilometri. La, bă, nu fi bun, eu așteaptă-mă. Hai că te aștept, te aștept. Hai că mă aștept, dacă e. Te aștept, mă, ce ai? Hai că. O, te opresc aici, la energicul ăsta. Bă, ce frumos e drumul pe aici, mă, Alex. Ăsta era drumul frumos, nu acolo până acum. La final e drumul frumos. E așa drum din ăsta englezesc, frumos, cu poduri, cu fân, cu lucernă. Tot acolo ești, mă? Mamă, ce-ai făcut microfonul? N-ai mai plecat de acolo, mă? Mamă, ce trolează, mă, Alex. Vezi că nu te mai auzi. Mai avem 40 de kilometri, băieți, până la destinație. Să vedem dacă ajunge și Alex până la urmă, dacă... Așteaptă-mă, bă! Ce? Deci, dacă nu mă aștept, te înjur, fii atent. Păi pleca de acolo? Da. Hai că te aștept, merg ușor. Să-mi ba pula. De ce? Ce ai făcut, mă? Iar te-ai răsturnat? Ce camera 0 ce morții ei. Ce ai făcut, mă? Ai dat avarii 100%, 61. ha? Fai, mamă. Trebuie să mai faci vreo două curse cu extra. Mai degrabă îți dai teleportare la service, mă. Asta cred că s-o primi. Ce? Mă duc că-s mai demorat. Nu te aud. Mă duc la serios. Mai degrabă dădeai din prima, că oricum mai erau vreo 60 de kilometri de acolo. Dar vezi unde te trimite la serviciu, să nu te trimite în alt oraș. Ai... Am dat cursa la altcineva. Cum adică ai dat la altcineva? Eu oricum nu aveam de făcut cursa. Termină, mă, cursa. Cum, ai abandonat cursa tu? Hă? Greșeală, doamne. Repar A. numai asta scumpă. Nu în caroseria era, mi se pare că. Care aia e cea mai scumpă? Da, ba, dar dacă ai abandonat, ți-a luat bani, mă, ți-a luat 12.000. Nu trebuia să o abandonezi, trebuia să o duci la final. Da, mă, crepar tot ieri, îmi bag ceva în el. Hai de capul meu ce ai trola, Mi-am mă. 58.000. Dar tu nu ești Tot aici la fătut în servis. gură. Nu ești aici la Am servis, mă. Vezi, te înjur ce ca. abonați acuși în comentarii. Vai, De mamă, ce? că ai înjurat. Dar tu nu ești aici la servis, mă, te-a trimis la alt servis pe tine. Tu nu ești în La Newcastle. car. Eu sunt la Newcastle. Hai că vin și eu. Mai am 3 km și ajung la destinație eu. Băieți, încă o cursă dusă la final cu succes, nu ca Alex, care a abandonat cursa. Bă, nu m-a fost în jur. Păi n-ai abandonat-o? Nu Ce m-a zic? fost în jur aici de față cu toată lumea. Zic vreo minciună, ia zi. Nu mă fă. Păi uite, am întrebat ceva, răspunde. Că pun acum câinii pe tine. Ce Cum să pula mea? abandonez, mă, cursa? Cum să abandonez cursa? Doamne ferește, Ia mă. zi mă, vrei să te înjur? În jură ea. Ia să În vedem ce tine intru, înjurături stai știi. că în tine intru. Stai că eu nu știu... Aici, mă?
Aici, aici. De ce am luat toate avarii? Nu știu. Ce a intrat în tine? Băieți, cursă dusă la final cu succes, nu ca Alex care umblă fără remorcă. Lasă-mă. Hai să o parcăm frumos aici. Lasă-mă în durerea mea. S-a răsturnat, a dat 100% la camion, a anulat livrarea. Toată lumea râde de tine, mă, toată lumea râde de tine. Lasă-mă, mă, în durerea mea. Zice, bă, Alex ăla chiar așa conduce? Chiar atât de rău? Excelent, uite, eu am primit excelent, n-am primit, n-am luat nicio avarie, absolut nimic. Dar lumea nu știe că tu mă pui. Da, 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 sigur eu te pun. Eu nici nu te-am văzut acum în spatele meu ce ai făcut. Nu că... Băieți, îmi dați mesaj în privat. Vă dau eu pozele că îmi spune Alex te răstoarne acolo, da? Da, chiar te rog. Băieți, cam acesta a fost și pe episodul pe astăzi. O să ne vedem data viitoare cu o cursă, sper eu, spre... Shiki, shiki, bau! Iau, spre Edinburgh, Glasgow sau poate direct spre Aberdeen. Că dacă am găsit spre Aberdeen, ne-am duce fix în partea cea mai nordică posibilă și după o să începem cursele spre ieșirea din Anglia, să zic așa, spre Grimsby, Cambridge, o să mai vedem noi. Dați voi un like acolo, să strângem măcar 30 de like-uri la acest episod și ne vedem data viitoare. Mai bine, pa, pa!